Bă, bine că m-am întors eu din vacanță. Chiar sunt curios și mai zice Dani cu casa de trebuia să mi-o facă. Uite că aici stă Dani, nu? Oare o fi acasă? Ia uite, bă, Dani, te-am prins la fix. Poți să intru și eu la tine în curte sau? Mamă, Luca, ce m-ai speriat. Stăteam aici, meditam. Da, intră niște. Sunt te care ca la mine acasă. Da, păi uite, acum am ieșit și eu din vacanță. Ai văzut că veneam de acolo, am fost într-o vacanță. N-am mai fost în oraș câteva zile. Nu știu, eu tot îmi iau vacanțe, nu știu ce se întâmplă. Nu-mi place orașul ăsta, cred că trebuie să găsesc ceva ce îmi place mai mult în oraș ca să nu mai iau atâtea vacanțe. Știi că ultima oară mă înțelesesem cu tine la casa aia, ai mai reușit să rezolvi ceva, că ai avut mult timp, o săptămână, nu știu cât a trecut. Da, gen, casa ta e terminată de câteva zile, dar vreau să-mi zici de ce ești îmbrăcat în preot, mă. Bă, toată lumea se face preot, mă, în orașul ăsta, mă, a fost o vacanță mai complicată, nu contează asta acum. Ai fost în Tibet, ești... Da, 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 m-am pocăit, a fost mai complicat, dar acum, mă rog, nu mai contează asta, mă, Dani. Deci zici că e gata? Chiar e gata? Casa ta e terminată, Luca, de câteva zile, te mint eu pe tine, cum adică? Nu știu ce să zic. Bine, mă, Dani, hai să vedem că eu nu mai pot. Chiar mă gândeam, ia uite, mă, ajung acasă, sper să fie gata, să nu-mi dai țeacă. Da, păi, uite, poți să intri dacă... A, asta e casa ta, gen. Casa mea, pardon. Casa ta, gen. A, am înțeles. A, păi, eu sunt prea gras ca să dorm în patul ăsta singur. Îmi pare rău, Dani. Da, are nimic, da, să căp, gen. Hai, bă, lasă-mi și tu, Dani, hai, afară. Stai așa un pic să... Așa, păi ce faci, te odihnești? Așa, gata. Deci, hai să mergem la tine, Luca. Hai, hai. Hai, eu sunt pregătit. Ia zi. Cred că îți place costumul meu, nu? Toată lumea mi-a zis că pute ură trebuie. Da, da, știu. Am înțeles că l-a luat din Tom Baron sau... Maha! What? Da, exact. Ce-i asta, Dani? E casa ta. Mamă, tu chiar te-ai băgat la creație, nu așa? Wow, 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 ești nebun? Ca să-ți arăt așa un pic, Luca. Deci, în partea asta, cablul ăla nu ți l-am pus, o să știi. A, am înțeles, e prin infracție asta. Păi și aici ce punem? Da, că da, nu mai am ce să pun, Dani. Păi, gen, cred că... A, perfect, gata. Așa. Bun, deci, ți-am făcut aici frumos, vii aici, bam, poți să-ți bagi mașinile direct, ai garaj frumos, am n-ai ce tot zice. Autorizat, că sunt poliția rutieră, gen, și e tot autorizat. Da, frumos, mă, da. Să intri în garaj. E frumos. Deci ai două drumuri, practic. Drumul ăsta care duce în garaj și drumul ăsta pe aici, poteca, pe Anena, practic. Am înțeles, te-am da. Te-am pus aici la intrare, ți-am lăsat coșul ăsta de gunoi, ți-am schimbat poșta, am dat comandă de o poștă mai, Doamne ajută. Ia uite spatulă, ce am aici la... Dani BH mailbox. Na, acum... am înțeles. E pe numele meu. Ok. Aici, dacă deschizi aia, intrăm aici frumos. Trambulina acum ai cerut. Ai aici trambulina. Da, am înțeles. Deci am pus-o aici să... În fața casei, să sar peste gardul ăsta direct. Am înțeles. Da, exact. Ceva de genul ăsta. Ok, aici stăm să ne bronzăm, gen. Da, ai 26 lunguri. Te bronzezi aici frumos cu umbrelă. În partea asta, dacă te uiți aici, da, da, din soare, ce a fost aici? Grătar. Da, uite și tu că s-a pus nisoarele, s-a pus zăpadă. Ai și pe ursulețul Teddy aici, dacă... Bă, ești nebun, dar eu aveam grătar din ăla de săraci. Uite acum, cu de-astea aici, pregătit, păi bam, da, da, fac direct. Ai dat comandă la premium. Da, normal, păi am zis totul cât mai șmecher. Mamă, tu chiar te-ai descurcat, păi, bă. Dani, n-am păi ce zice. Păi da, uite aici, ți-am pus o... Harta lumii, ce e aici? Da, s-a mirat Pink de unde am făcut rost de ea și am zis că e top secret, nu pot să-i spun. Am înțeles, am înțeles. Am eu ciustele mele. Aici un foc de tabără frumos, mai vite încălzește, ai aici și un jacuzzi dacă... Da, uite, cu iarbă. Da, păi ambientale, e de-aia de decor, știi? Da, da, da. Ok. Aici mi-au un popcorn, ce mi-au? Da, 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 că să stai gen vii seara, ți-ai luat popcorn și te pui aici frumos, stai. Da, și mă gândesc la meditez asupra vieții. Ia, hai să intrăm, Dani, că acum vreau să văd. Păi e gen un geam în spatele tău, așa că gen... S-a cam închide dus... și tot, ok. Da, sunt pregătit. Deci pregătit, da? Da. Perfect, haide, Luca, ia. Te invit în living room open space cu bucătărie. Open space cu bucătărie! Mamă, băi, știi ce mai trebuie mie, Dani, acum? Ce-ți mai trebuie? Ai un singur lucru, ai omis tu din toată casa asta, ai făcut o treabă de minune, dar ai omis ceva, Dani. Gagicile. Îmi trebuie și mie o gagică să-mi gătească, Dani. Păi, gătesc singur, ce fac? Lasă-mă că vorbim cu Pinky, ne-o dă pe Bianca când ți-e poftă de mâncare și pe aia. Bianca știe să... Bă, și astea zboară, ce-s astea? Da, cred că gen trebuia să... Gen să stai așa un pic, că
am... Așa voi, da, am înțeles, da, fix așa îmi imaginam și eu. Deci aici vii direct în garaj. Ok, am înțeles. Cred că e destul de mare garajul, nu? Nu cred că aveai nevoie de ceva. Da, nu, chiar e perfect, actually, chiar e perfect garajul. Mamă, și mișto, aici stau și citesc o carte, că eu citesc foarte multe cărți de obicei. Și e bine că mi le-ai pus pe toate aici. Când te plictisești, uiți la pește aici, ți-am pus acvariu. Da, mamă, și aici... Dacă te plictisești și mai rău, te uiți aici la televizor, gen. Și acolo, aici na, asta... ai cu camera cu... Am înțeles, dar aici, uite, mergea un trapdoor, ceva așa, e gaură în pământ, eu cad aici din greșeală și mă duc. Na, e... Ui tu, dacă... Da, lasă-mă, Dani, că tu ai făcut destule. Ia și aici? Ia. Mamă, bă, Dani, aici ți-am mai spus, mă, Dani, două, patru, nu am loc. Ți-am pus gantere n-am să stăbești și tu mai stăbești și tu, de unde, ce vrei să-ți fac? Bă, nu așa, mă, Dani, stai că te învăț eu, uite, mi-ai lăsat astea aici în... Mamă, ia uite, râu, ce e aici, mamă, dăm ceva să acopăr aici, mă rog, nu mai contează. Da. Hai, las, ok, bă, Dani, tu nu te gândești, mă, că tu nu-ți faci ție casa aici, tu ai loc aici, nu eu. Eu n-am loc aici. Da, mă, Luca, mă, trebuie să înțelegi. Uite, și facem așa. Bum, bum. Aaa, și nu mai avem loc aici. Păi lasă doar o de-asta. Gata. Nu stai că facem supraetajat, fii atent. Supraetajat? Aaa, asta, cream că patul. Cum dormeam? Jumate într-un pat, jumate în altul. Mamă, ce e aici, Dani, să moară băieții. Aici e baia, Luca. Mamă. Are soft close ăsta? Da, normal, pe WC-ul cu soft close. Căcănescu, gen premium. Da. Ok. Aici ești un duș premium. Cred că ai loc în duș, nu? Hai că în duș am. Am loc în duș, ok. Care trebuie să am înțeles. Se speli frumos și mai citesc o carte între timp. Am înțeles. Da, exact. Wow. Exact. Și ești pregătit să mergem la etaj? Da, sunt pregătit, mai e un etaj, corect? Mamă. Da, mai e un. Păi ai cerut, aici ultimul lucru pe care nu l-ai văzut, care crezi că e, Luca? Din toată casa asta. Camera de gaming, că eu n-am văzut niciun PC, Dani. Corect? Hai, te rog, ești invitatul meu să urci, Luca, și să-mi spui. Uuuu, camera de gaming e asta. Mamă. Aici cu terasă, e frumos, a început din soarea, bă, Dani, ce mamă, să mai povestesc? Ninge, mamă, mă uit la Dani Den aici, îi trag cu rachete în casă, îi dau așa, uite, mamă, sparg tot. Acolo stă Dani Den? Acolo stă Dani Den, nu? Da. Da, aici. Bine, păi nu vezi ce casă are. Mamă, da, mamă, ce are, păi și ăsta ce e, blender? Să-mi fac shake? Deci faci shake-ul înainte să mergi la sala rapid, că n-ai timp, gen, ești mereu ocupat și era departe să-l pui. Păi îl punem, uite, punem așa, ia, merge aici? Uite așa îl punem, bă, da, să am și eu loc, aici stau și eu cu picioarele pe masă, naiba. Uite așa. Da, asta zic, și aici stăm noi doi, gen. Aaa, dual, jucăm în LAN, gen. Wow. Da, facem un LAN aici, un server de la. Deci ăsta e PC-ul cu două monitoare și ăsta e al doilea. Păi și unde-s PC-urile, Dani? Opa. În spatele tău. Mamă, și cum le-ai tras, mă? Cu firul așa, cu cablul pe sus, gen. Pe sus? Totul smart. Am înțeles, și aici am dual PC, gen. Adică vine, da, vine iubita la mine și se joacă și ea pe calculator. Cu exact, PlayStation-ul. Aici, dacă te uiți frumos, vezi direct afară. Păi și cum mă joc eu la PC? E întrebarea. Îți tragi tu scaunul de aici. Am înțeles, da, are sens. Nu mai aveai loc pe canapă, știi ce. Corect, zici? Da. Mamă, și aici mișto cu terasă. Wow, Dani, tu chiar te-ai întrecut, da. Ești nebun. Chiar ai făcut șmecher rău de tot. Aici cum mă plictisesc, mă arunc de aici, nici nu-mi iau falling. Ia uite, mă. Gat. Exact. Am asta înțeles, am bă, dat, Dani. Am dat tot ce am avut eu mai bun, tu Luca. Chiar ai făcut o treabă super bună, ești nebun. Ia vină încoace, hai că ninge, hai, te invit în casa mea pe care ai făcut-o tu. Iau un loc aici la masă și hai să discutăm cât trebuia eu să-ți dau. Deci ți-am dat 100 parcă avans și mai trebuia 150 sau cât trebuia? Da, cred că da, 150 sau 125, stai că nu mai știu. Parcă 150. Nu mai știu, mai știam 150, dar nu mai știu. Dar ideea e în felul următor, Dani, mie mi-a plăcut foarte mult casa, așa că nu știu cât trebuie să-ți dau, dar eu să-ți dau 175 cu bahșiș și așa. 175 cu bahșiș, ți-am dat toți banii mei, sunt cel mai sărac de pe server acum. Dar a meritat casa asta, deci casa asta chiar a meritat. Aici îl bag pe Harry Potter dacă mă enervez sub scări.
Deci chiar, da, chiar ești maker cum ai făcut aici, n-am ce zice, Dani, mi-a făcut plăcere să fac afacere cu tine. Și dacă mai am nevoie de design-uri din astea, la tine o să apelez. Ia uite ce frumos aici. N-ai mare încredere și n-ai ce zice. Să mă recomanzi. Dacă da, auzi pe cineva că vrea casă sau ceva. Clar. Uite cine mi-a făcut casă, știi? Da, păi asta o să facă multă reclamă pozitivă oricum. E da, clar asta. Bine mă, Dani, păi ce să zic, ne mai auzim. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată. Ia uite și când te uiți din afară, parcă ți-e frică de ea așa. E... Da, pe bune, uite și tu, e fioroasă așa, da, e mare, cu portocaliu, cum ce trebuie, bă, deci exact, totul, mă. Am pus totul. Exact, exact. Am pus totul. Uite niște fripturică, ți-am adus din vacanță, Dani. Și frumos, îți mulțumesc încă o dată, mă duc să mă odihnesc în casă, că trebuie să mă văd și cu Pink mai încolo, nu știu ce că vrea să facem. Așa că îți mulțumesc și eu mă duc să, foarte mare să testez. Acolo, dă drumul la sobă acolo. Dau drumul, la da. Somnic. Te uiți la un serial ceva și e perfect. Bag și un serial, te pup, Dani. Hai, o zi bună. Hai, pa, 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 pa. Pa, Doamne, deci chiar a făcut șmecher. Cum se închide? A, de aici se închide, ok. Deci chiar a făcut super, super șmecher domnul Dani această casă. Eu n-am ce să îi reproșez. Dacă nici asta nu merită un like, nu mai merită nimic un like. Ești nebun, chiar nu mai merită absolut nimic. Foarte, foarte șmecher. Și... bă, da, cred că o să mă pun și eu undeva pe aici, unde să ne punem oare. Ne punem și noi aici să ne uităm la un serial până vine Pink. Mi-a zis că vrea să ne întâlnim aici la mine, să facem nu știu ce, nu prea am înțeles la telefon. Dar da, mă pun și eu aici pe canapea și ne uităm la un serial până vine Pink, nu e nicio problemă. Luca, nu o să-ți vină să crezi. Bă, Pink, ție nu o să-ți vină să crezi, dar spune tu primul. Rodby și-a făcut o casă. Da, ok, și alte glume mai ai azi sau asta a fost tot repertoriu. Nu, chiar și-a făcut. Și-a făcut, el s-a dus și a luat exact materiale și... de unul singur a făcut tot. Ok, Pink, lasă asta, eu am niște vești chiar pe bune, adevărate. Pink, eu am o nouă casă pe care nu am făcut-o, trebuie să recunosc, dar ce părere ai de chestia asta? Da, am văzut-o deja. Cum adică ai văzut-o deja? O văd eu acum, da. Prima oară, gen, abia am văzut-o prima oară. Păi eu am văzut-o de când n-ai văzut-o tu, că m-a adus Dani și mi-a arătat tot. Băi, Dani aduce oameni așa la mine în casă, gen? Da, gen, am fost, mi-am șters mucii de... Bă! Sus! Păi ce, cum adică? Uite, e un laptop sus? E un calculator, dar... Aaa, cream că... Mamă, dar... Aaa, cred că arhitectul n-a gândit... că vrem să intrăm și pe aici, nu? Cred că acum e ok? Aha, da, acum dar cred că o să okay, crea, o să, are cum să crească chestia asta? Cred, probabil că o să crească iar, mamă, câte rogojine ți-a pus pe jos. Bă, lasă-mă că e șmecher, n-ai ce zici, ia uite aici, vii și te uiți la microundele ăsta. Deci chiar n-ai ce spune, ia uite aici, intrarea secretă, Pink. Nu știe nimeni da, de locul acolo, ăsta. A, dar tu chiar ai fost peste aici. Tot. Și chiar zic că am fost, e un chestie, da, lol. Da, am înțeles, bine, hai să lăsăm chestia asta. Zi-mă fără mișto, care era vestea aia? Ce voi să-mi zici? Mă, pe bune, și-a făcut Rodby o casă. Tu te văd aici. Mă, dacă zic, mă, bă, îți bagi joc singur. Tu îți bagi joc, mustață. Ce, nu știi cum se deschide uși și a scumpă? Cam ciudate ușile alea, că văd că nu prea văd să se deschidă. E scumpă, da, e ciudată. Da, vino să vezi o chestie aici. Ia, ce e aici la tine? Aaaa! Pink, ai 4 avioane. 5? 5 avioane. Cât e un avion? 500 de năsoși. Și ai dat 2500 pe 5 avioane? Da. Ai și să mi le-a luat mie că e culoarea mea, gen? Nu, am okay. Luat în mai multe culori și am zis să fie și portocaliu, ca să-l vezi tu și să... Bă, tu n-ai niciunul? Nu, n-ai nu am... What do you mean, nu ai niciunul? De ce o zici de parcă e, nu știu, o chestie așa, dar are toată lumea? Foarte... Că eu n-am. Mega utilă și... What do you mean? Cum adică? Păi eu nu am! De ce nu ai? Pentru că sunt sărac, uite-te la ăștia! Îi faci în like 30 de secunde! Bă, cine face mă în 30 de secunde? Eu nu fac atâta în 30 de secunde! Eu? Bă, tot ce tu taci din gură! Să fur din fondurile băncii, lol! Aaaa, lol! Vreau benzină! Bă, ce... Opa. Ce se întâmplă mă aici? Bă, că am putea să furăm și noi, dar bun, hai! Okay. Vino cu să vezi că, deci, care Rombo mă faza? S-a apucat... Rombo? Bune, s-a apucat de făcut o casă, ia uite! Du-te mă, că n-a început el așa, băi, Rodby chiar nu știe. Băi, nici nu știe cum să facă materialul ăsta rost, Rodby. Deci Rodby nu știe să facă quartz bricks.
E foarte simplu să faci quartz bricks, nici nu știu despre ce vorbești. Vrei să zici că genie nu știe să facă? Da, vreau să spun exact chestia asta, dar e cam incompletă casa asta, sincer. Păi uite ce mă gândeam, ce ar fi să o terminăm noi și când vine să zică: cine suntem noi? Mamă, ce suntem noi? Suntem cei care fac lucruri bune, chiar dacă Rombo nu merită. Păi da, dar eu nu am blocuri să te ajut la asta, ce părere ai? Uite, ia de aici niște blocuri. A, și vrei să terminăm noi casa pentru el? Bă, dar eu nu sunt plătit destul pentru chestia asta, sincer. Bă, tu crezi că eu sunt plătit sau ce? Bă, probabil, n-ai și tu gen o afiliere la prețeaua Rombo. Mi-a dat un dolar să îl ajut cu niște chestii. Asta sună oribil. Nu sunt casa, okay, l-am ajutat cu altceva. Punem aici, continuăm să-l post așa, nu? Da, 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 da. Da, nu știu dacă vreau să particip atât de mult la chestia asta, dar... Hai mă, mustață, îi fac lui Rodby ca să... Hai mă, bă, trebuie să-i facem lui Rodby, n-are pat. Păi n-are pat pentru că nu trebuie să doarmă. Pentru că el nu doarme niciodată. Păi da, mie mi-e somn, unde pot să dorm și eu? Păi, du-te. Bă, omul și... chiar n-are pat. Omul n-are nimic. A, ba da, e cum un pat. Cum n-are, mă, pat? I-am pus un pat aici data trecută. Gata, hai că mă bag și eu la somn. Sper că o termin până dimineață, așa. Că nu mai am chef să mai mă uit la casa asta. Da, urâtă. Nu, cred că aș putea să o termin până te trezești tu. Asta dacă știi tu, m-ai ajutat și pe mine puțin. În somn? Așa foarte mult dacă m-ai ajutat puțin. Nu, dar pe bune, ce vrei să mai faci sau ce se mai întâmplă? Bă, ce nu-i facem noi? Bă, dar e urât cu lemnul ăsta, mă, aici. Dar, de fapt, e casa lui Rodby, nu contează. Bă, e cel mai frumos, mă. Cum e urât lemnul? E foarte frumos. Păi și avem și noi niște mobilă? Vrea. Sau n-are mobilă? Păi avem și un chest cu mobilă. O să-i punem și mobilă, dar deocamdată nu avem... Oh my god, bă, dar chiar are mobilă. Aia e mobilă. E mobila, da, e a lui, și-a cumpărat-o și e foarte frumos. Cum adică și-a cumpărat-o? Chiar nu cred are asta. Are mulți bani, Rodby, crede-mă. Bă, asta e fake news. Eu i-am pus niște chestii pe care le-ar avea orice nub atâta. Mai mult nu fac. What do you mean? Cum adică? Adică i-am făcut bedroom, uite așa, o să arate pentru că atâta bedroom? Merită. Da, mă, dormitorul. Ce ai făcut acolo? Tu vino și ajută-mă să-i facem ăsta casa. Stai, mă, că eu mobilez aici, nu vezi? Mi-a pruncii și muerea și trebuie să mă chinui. Bă, ce ți-a amenințat? Acum. Pruncii și muerea. Ce aia? What? Pune-mă și pune și păi asta, nu mai tot pune atâtea întrebări. Păi eu nu am blocuri de astea, Pink, tu mi-ai dat decât astea urâte. Păi și cine te... Păi pune, decorează-i casa cu ce găsești acolo în chest. Ok, o să iau chestii random și o să le pun peste tot, gen. Trebuie să faci frumos, că altfel se prinde că i-am făcut la mișto. Păi și cine plătește? Mă, tu nu înțelegi că are arme furate de la poliție? Ia, ce mă asta? Black Living Lamb. De la poliție, nu înțelegi. Păi și ce? Cum adică? Bă, Rodby nu face absolut nimic, eu nu înțeleg ce. Pink, ești ok? Ai fi surprins să afli că gen are acces la poliție. Adică acces la poliție, ce înseamnă asta? Știe codul secret legendar. Legendar. Casă păi știu, din zăpadă. Păi știu și eu că eu am pus de fapt codul ăla cât încă eram în poliție și l-am pus ca la păcănele, de-aia îl știe că care e 77777. Tu știi că eu am găsit codul ăla random. Încercam 1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-2 și la un moment dat gen am mers și nu mi-a venit să cred că l-am scos pe Rombo de la închisoare, bă, nu se poate. Bă, dar polițiștii ăștia îți vai de capul lor. Vai de steaua și de... Bă, fii atent, eu zic să facem așa, mă, uite așa. Nu vrei așa? Astea? Cred că nu m-am uitat, dar fii atent, nu cred că vreau așa. Nu, stop, nu, dă-i jos. Arată mai bine, mă. Oribil, arată oribil. Bine, rău. Scoate. Bă! Mă, tu n-auzi să le scoți, mă, că e cea mai mâinile multă sus, pe Pink. Care am văzut-o în viața mea. Sus! Trag! Uite-mă mai încolo. Bă, dar n-are nicio treabă, mă, îi pun arma în față. Păi tu n-auzi că mi-e mai frică de faptul că Rodby s-ar putea să vadă că noi am terminat de decorat casa la timp? Păi Rodby oricum nu merită așa de ceva. De ce ai pus o singură de asta aici? Nici măcar... Păi lasă-mă, ne trebuie un de-asta să stea aici. Doamne, de ce ai pus un pat roșu și unul pe celălalt? Păi depinde cum se simte. Cum se e mood-ul. Roșu sau alb? Da. Aoleu, hai, mai ai chestii să-i punem. Uite, păi gata, i-am făcut destule, ce să mai vrem. Bă, da, tu, pe bune, de ce ai pus mă ăsta acolo? Doamne, iartă-mă. Păi unde puteai să-l pui? Nu e bun. Pune o canapea sau bun? Ceva. Păi n-are canapea. Are canapele. Dar de ce are el atâtea chestii? Păi alea le-a furat de la noi. De la mine. Ce asta? Date de la mine ca să... aia e chiar șmecheră, poate o punem pe undeva. Unde o punem? Nu știu. Opa.
Să-i facem așa ceva, dar n-arată bine, a? Sau arată? Bine că arată bine chestia asta? Cred că arată foarte bine, bravo Luca, felicitări. Mulțumesc! Chiar n-ai văzut ce am făcut, mai bine că n-ai văzut. Nu, am văzut, e foarte frumos, sunt mândru de tine, Luca. Ce am pus? Ai pus mâna unde nu trebuie, nu știu. Ia-mă mâna de acolo. Ok. Hai că da, am făcut perfect. O chestie, nu știu exact ce am făcut, dar o chestie e făcută aici. Nici eu nu știu ce fac aici, dar tot ce știu. Mamă, eu modific frumos. Bordura, cine-i primar acum? Mă, ce face? Nii, mă, că actually nu e atât de rău. Uite așa. Bă, nu e atât de... Păi și gardul, mai hai să-i punem gard, că nu mai am gard. Am mai multe de ăștia. Dar ce sunt astea? Au... Astea sunt râie pe ele. De... Bă, sunt chestii de decorație. Ce Dumnezeu nu înțelege? Păi da, dar nu știu ce să mai punem. Gata, nu-i mai trebuie gardul. Lasă că și face el, păi dacă nici gard nu poate. Bă, tu n-ai scos aia de acolo, mă, bă, ce nu aia? O să cred așa ceva. Ce mai aia? Ce mai aia? Ce mă? Ce mă? Băi! Ia mă mâna de acolo. Bă! Te-am spartă? Vezi că am o inimioară de viață. Nu o inimioară trage, de eu viață. Am tras în mod ironic și tu ai tras în mod neironic. Hai mă, prin care... Bă, nu mai spargem astea! Bă, dacă nu... Ia, pleacă de aici. Bă, nu pune alea acolo. Adu mobilă și pune sus, Luca. Sus? Sus, pune mobilă sus. Păi nu mai are mobilă. Nu decât acum. Gata, știu ce facem, uite, mă, punem de așa. Mă, trebuie să mai bă niște mobilă. Nu, fii atent că mai am eu niște lemn. Am o idee foarte genială, fii atent. Da, nu știu dacă arată bine intrarea asta, dar trebuie să arate bine că... Da, gen, cred că trebuie să arate destul de bine, mă gândesc, nu? Păi și are canapea să uite cineva cum doarme sau ce-i cu canapeaua asta aici? Păi are canapea... Mă întrebi pe mine, mă, tu crezi că eu pot să... Eu îi fac cât pot, păi... mai mult... Mai da. Mult nu se poate, ce vrei de la viața mea, cât să... Hai că eu mai pun niște de-astea random pe aici, așa, da. Niște, bă, pune niște chestii nerandom să fie foarte frumos, de exemplu. Păi e destul de oribil ce e aici. Bă, e actually... Mă, de ce ai pus lumină de-aia jos în mijlocul casei, Doamne? Păi să aibă și lumină. Și de ce din coace n-ai pus dacă aici ai pus de-asta? Păi nu mai aveam lumină. Păi atunci nu... Păi vină încoace, uite cum am pus, vină încoa. Uite, vezi? Aici arată bine. Bă, dar tu nu vii niciodată unde zic eu. Stai mă, așteaptă că am de decorat. Uite, unde, ce-ai pus? Vezi? Arată bine. Mă, ce pui, mă? Nu se mai vede lumina cu astea letale mucegăite. Ia, vino, pune aici. Pune și aici, pune și aici. Ce vrei să pun și aici? Da. Ceva... Oh, actually... Da, uite actually și... Uite cum arată pe dinăuntru. Vrei să mai pun și în partea asta? Că nu contează să se vadă lumina, contează să scoată lumina și scoate. Cum ar fi să-i pun ăsta în casă? Actually, chiar... Pune el. Nu îl pun, că e al meu, ești nebun? Mă, sta, bă, e al meu. Crede-mă. Mă, păi și noi ce facem dacă nu-i punem păcănele? Păi trebuie să cumpărăm din altă parte, că ăla e la mine în casă și trebuie să-l instalezi la mine în casă. Bă, ce faci, mă? Zic eu ce fac, fac schema din Berceni, ia. Păi gata, arată ok. Nice. Da. Și gen, acum am putea să facem... Ce mai pui acum? Bă, dar m-ai nebunit cu astea, îți plac ție astea mucegăite. Atât am mai avut doar două, ce vrei? Da. A, bă, că se descurcă. Eu zic că e ok, e bun. Prea multe decorațiuni pentru Rombo. Mă, nu e, mă, e cea mai frumoasă casă și crede-mă, gen, el n-ar fi reușit să... Eu îi fur banii, să știi. Ce bani are, stai așa. Are $23, i-am luat. Facem jumătate. Are mie mi-a dat $1 pentru că l-am... Ia vino cu uite, ia 10, 11 și am rămas cu 12. Băi, really, chiar i-am luat gen... Păi nu-i facem muncă. Am tras pe drept. True, adevărat, bă, ce e drept, e drept. Ne-a angajat, nu? N-a zis că să ne luăm noi bani. Da. Pentru noi i-a lăsat. Ce să mai pun? Nu mai pun nimic. Uite lămpi, dacă vrei. Nu știu unde să le pun și pe astea. N-avem de alea de tavan? Nu avem, bă, dar jur o să mor dacă o mai arunc de la etaj. Hai mă, Pink, e gata. Bă, eu zic că chiar e frumoasă, chiar gata. E chiar ok, dar uite, fii atent, e măcar ok. Uite așa, să fie ca la studio. Bă, aici. De ce ai pus două lămpi, like? Gata, mă, arată bine peste tot. Pink, dar astea n-arată bine. Da, văd că gen stau un pic cam în aer și am da, asta e oribil. Da, plus că... Da, pune-ne...
bate joc. Nu aș putea să fac o chestie. Bă, știi unde așa. Să le pui, ia vino încoa. Ia încercă să pui una aici, pe asta. Să stea pe asta, o lampă de aia. De ce? Că uite, arată drăguț. Arată cu noi. Da. Da, să continuăm. Bă, Rușu, eu zic că arată destul de bine. Tu ce zici? Da, bă, păi cât să-i mai faci, ești nebun. Dar nu știu ce să zic de lămpile alea și de ce are chesturile astea complet goale aici lăsate. Păi nu face nimic, nu vezi că își bate joc. Păi văd, își bate joc, bă, de mai. Nu are chesturi. Fii atent, o să-i faci casa așa și nu o să aibă nici măcar un loc cu chesturi. Maxim o să-și pune niște... Păi îi punem noi chesturi, uite, unul acolo. Păi tot noi punem. Și gen... Aici, uite, uite. Nu, 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 aici, aici, aici. Și unul acolo, nu mai am chesturi. Cum bă nu mai ai? Uite, ia-l pe ăsta. Stai așa, uite, fii atent. Gata, vină cu aping. Bă, am furat eu unul, mă. Gata. Și venim cu el și îl punem aici, lângă ăsta. Tân, 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 tân. Te redem. Pam, pam. Gata, uite, am făcut bine. Le-ai pus acolo chestul? Da! Nice, nice. Totul păi este perfect. Cu tot cu chestiile mele din interiorul lui. Da. Ok, so per total vrei să zici că i-am făcut casa, da. E foarte fericit și genii am furat banii. Da, exact, asta zic. Mie mi se pare corect. Okay. Da, păi fii atent că eu trebuie să mai fac o chestie. Trebuie ce? Să mă duc să iau niște de asta, să-i fac niște iarbă pe acasă. Iarbă? Și să-i repar gardul. Da, cum era gluma? Era o glumă cu iarbă, dar nu mai știu. Bă, dacă stau să mă gândesc, mi-o aduc aminte, dar gen ar trebui să păstrez pentru să zic gen mai târziu, mai târziu. Da, zic, ok, ok. Când mi-aduc aminte. Păi ce facem acum? Unde mergem? Mergem să luăm niște oase de la mine. Ce faci cu oase de la tine? What? Aveam... bă, tu... Păi te ajungi eu să luăm oase. Anyway, vino încoace că trebuie să mai luăm și niște gard și trebuie să-i punem gard acolo și să-i reparăm restul de gard. Hai mă, pică, tu chiar îți bagi joc. Ai văzut noua adiție? Adiție? Ia uite, da, gen... Ce mai aici? Ganicus. Lol, ce tare. Da, da, du-te, du-te fix în cealaltă. Sigur, poți să... Bă, ce faci, mă? Nu se vede nimic. Acolo, aici. Wow! Bă, ești nebun? Da, mă duc gen să sparg aici. Bă, nu umbla acolo, nu umbla, că totul păi e de ce, măsură. Păi și de ce nu e... Băi, de ce curge apă de pink? E un acvariu acolo care s-a e stricat spart... rombo, a tras cu arma în el. Păi l-am reparat. Trebuie să-i punem gardul ca atunci și intră și nu e casa gata și mă mamă, ce îmi place cum ai aici jos. Păi eu spun torțe că e urât. Da, mersi că îmi pui torțe ca gen să sufere toată lumea de acolo. Ce? Cine suferă? Tu n-ai auzit că ochii lui Velea sunt sensibili la lumină, mă? Și tu pui torțe. Ia uite cum stau torțe. Păi l-ai pe Velea? Mă, cine tot pune torțe pe jos? Nu, eu... Asta n-am pus eu. Zici că e 2010 cu torțele pe jos. Bă, își bat joc, bă, în loc să pună lanterne de alea care luminează prin ziduri sub... Ia uite, a început din soare, mi-e frig. Nu mai pot. Și ce vrei? M-am îmbrăcat. Bă, eu iau pe ăștia la bătaie, uite torțele pe gard, nu mai hai, bă, lasă torțele, că e treaba lor. Nu, că mă, de aici, hai. Măi, lasă-mă. Lasă-mă torțele. Bine, hai că i-am luat, au, hai da, că m-am îmbrăcat, că mi-era frig. Dă-mă cu capul de pereți. Da. Ok, și acum ce faci? Păi și acum zic eu ce, trebuie să facem gardul, dar... Păi de și mie gard. Păi gen, ce, ia de aici garda, de ce și-a pus ăsta copac care a crescut fix aici? Nu cred că l-a pus el, că e prea leneș să pună el. Cum mă, nu și-a făcut singur casa? Cum adică prea leneș? Da. Da, uite, până aici. Da, mă bucur că i-ai făcut gardul până în stradă. Mă bucur că i-ai mărit terenul cu 85% fără să... Să fi făcut el ceva vreodată în viața lui să merite asta. Păi parcă ce că facem multe. De bine. Păi facem câteva, nu foarte multe. Ia că îi punem iarba acum. Băi, eu bag un somn pink. Hai, te-am pupat. Te bu. Da, somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună. Se scund în rămurele, noapte bună. Da, asta voiam ce să zic. Da? Da, okay, da, da. Ok, Bun. Avem și asta, stai așa să facem un pic de ordine aici. Gata, mă, Pink, ce s-a întâmplat? Ai lucrat toată noaptea? Am dormit. Am lucrat toată noaptea, da. La ce ai lucrat dormit, toată noaptea? Ai caputoarea ordinară, ia uite, mai păi ce ai făcut toată noaptea? Aici. I-am făcut ăsta iarbă în
casă. Ah, iarbă în casă. Da, hai, că arată mă, bine. Mă, de ce? Bă, de ce mă urăști, Luca? Știi că nu mai pune de asta, că astea dau lumină pe o rază incredibil de mare și are în casă 10 deja. Gata, mă, gata, e gata casa. Uită-te la ea. Zici exact, că e, pare ciuperci pe ea. Are... Au... Scuze! Da, gen, dăm cu bastonul în cap, domnule. Hai că păi mă, gata, mă duc să-l sunt pe rugby, pe Instagram, că știu că acolo stă el, știi, și vorbește cu băieții, da, da, să-l sun și zic, hai mă să vezi ce casă ți-ai făcut de un singur tu data trecută. Da, cred că putem face asta. Impresionat, da. Ce a, cap ai, spui că ești capibara. Da, bă, nu știi. Mai faceți băbuli la capibară, că nu e ok. Grănița asta, ia uite ce frumoasă și maiestică este. Mă, Pink, prea mă complimente, ce vrei de la mine? Nu vrei bani, n-am. Nu sunt... Cred că i avem noi. Anyway, da. Rombo, vreau să știi că efectiv sunt mândru de tine. Nu pot să cred că peste noapte ai terminat de construit casa pe care ți-am făcut-o. Ce mă, da. Am mai venit în oraș? Am văzut-o și eu. Hai, bă, nu mai fi modest, Rodby. E cea mai frumoasă casă pe care am văzut-o, bă, Rodby. Hai. Da, e mai frumoasă decât hai, mă, Pink că sau ceva. Ai mers la altă casă. Bă, vă duc pe unul din voi care e mai leneș, Rodby, adică? Nu. Da, hai, mergi pe jos, Pink. Bă, nu trage. Bă, nu trage. Da, sigur. Poți să tragi pe stradă. Nu e nicio problemă. Toată casa vă duceți repede și o vedeți înaintea mea și da, da, gen sigur, nicio problemă. Mergem încet, Pink, mergem încet. Exact, așa vreau să vă mergeți încet. Ia. Mă, cred că merge Pink mai repede decât noi. Bă, vezi că îl calici, bă, peste picioare. Gata, mă. Ce zici, Rodbic, de casa de ai făcut? Bă, dar nu arăta așa ultima oară. Ba da, mă, fix așa ai lăsat tot, te-am văzut cum ai. Am frunze pe fensuri. Nu, asta e o boală rară, să nu te atingi de ele. Da. Are boală, fensuri. A scuipat Pink pe aici, pe ele. Băi, Pink, ai scuipat pe gardia, curăță. Mă, lasă gardul. Pune-mă mâna și curăță. Păi, bă, hai, păi, să-i oprezi din lui Luca, că e cum e făcută de mine. El n-a văzut-o, nu știe cum e. Da, deci ia uite, mâzgă, ce? Wow. Am pe aici, Luca, flori de nuntă, nu știu ce le-am pus pe aici. Casă de redstone, Rodby. Da, 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 mulțumesc frumos. Asta le-am furat de la Sinner, panourile astea. Ok, foarte ok. Frumos. Ia uite, da, ce, dacă a spus. Ia uite, mamă, canapeaua asta. Am și o canapea mai nou, da, da. Da, Rodby, du-te și dormi să ne uităm. Mi-am amintit că am pus canapeaua asta. Du-te și dormi, gen. Du-te și dormi puțin ca să ne uităm. Dorm? Da. Tine, da. Nu pot să dorm. Are insomnie. Ai dormit prea bine aseară și... Da, am dormit prea bine și sunt obosit. Am înțeles. Îmi place, îmi chiar multe flori de nuntă. Nu e un pic ciudat să vă uitați la mine când dorm? Nu, nu, cred că e destul de legal. E normal, da. Îmi place să mă uit la bă, rog, dar aici și un al doilea etaj, ce faci? Ne duci în... Ne arăți iarba, ce? Știi gluma cu iarba, Rodby? Al doilea etaj. Rodby, tu știi gluma cu iarba, că nu mai știa, Pink. Știi gluma, bă? Da, vrei să-mi o zic aici? Da, da, da. Toată lumea? Păi, da. Eu chiar eram curios, care era? Iarba, piciorul în... pantofi. Lol, eu nici n-am pantofi. Ba da, în easy urgen. În easy. Ok. În picioare. Ce, ce, ce e aici? Acesta este al doilea etaj al meu. Pe ce camera e asta? Cum nu știu? Asta e camera de depozitare, cred că. Bă, dar îmi place ce ai făcut aici cu coloanele alea. Sunt foarte, da, 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 păi m-am gândit așa că... Da. Bă, coloane, ar merge că orice are nevoie de o coloană, până și omul are coloane. Fără da, coloane nu funcționează. True. Ce vorbe adevărate, da. Da, 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 da. Oricum, adică nu, îmi place maxim, îmi place, uite, și aici ai de asta. Da, corect, da? Unde stai de și stai pe ea, da. Da, da, stai și vezi oamenii care trec prin Main City și poți să-i spui de la etaj. Și care e faza, mă, Pink? Gen, tu poți să-l iubești, poți să-l urăști, dar Rodby vorbește numai adevăruri. Da, chiar vorbești multe adevăruri. Asta da. E mă rog, vreau să vă zic că gen vizita asta o să vă coste un năsos de fiecare. A, păi cred că da, nu e, avem, e, da, nu e, e, e poftim, așa. Poftim. Bă, așa fac bani, numai da, bă, vizit. Da, bă, ce faci bani, Rodby, tu chiar faci da, mulți du-te, bani. Da, du-te și pune-i lângă ceilalți. Da, exact. Da. Exact, mă bucur, Rodby, că îți faci tu un ban cinstit, da, corect. Da, de-a plăcut, foarte frumoasă casa pe care ai construit-o. Da, 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 da. Că am construit-o da. Eu și da. Nu v-am spus de aceste iluminatoare. Iluminatoare? Da, da, da. Da, cu astea îl chem pe Batman seara când am nevoie de puțină atenție. Ok. Eu cu Batman ne mai mângâiem.
Așa. A, ok, nu voiam să aud atât de detaliat. Da, Pink, cred că noi avem niște treabă. Da, cred că mulțumim, Rodby. Da, da, da. Hai, pa, Rodby, pa, pa. Doamne, nu pot să cred că i-am furat banii. Și nu și-a dat seama. Prostul, au! Da, gen, prostul, toate prostul. Zidurile, felinarele. Îți dai seama că genomul meu chiar nu s-a prins că și era ceva, era gen, ai, dați-mi fiecare un 100, da, nicio problemă. Da, nicio problemă. Da, bă, ia uite ce face, ce face el banii. Bine, mă, Pink. Hai că... bate palma, hai, bate bravo, palma. Bravo, mă, Pink, hai că mă duc acasă. Hai, șpa, șpa. Hai, șpa, șpa.